Astăzi este 31 octombrie. După cum îl știți, este Halloween-ul. Marius se plictisea, așa că a decis să caute câteva povești horror. Găsise o poveste despre o fată care a rămas orfană la vârsta de 12 ani, iar după 10 zile de la moartea părinților săi, a dispărut și aceasta. Se spune că acum locuința lor este bântuită. Marius, cum nu credea în mituri, fantome și alte lucruri paranormale, a decis să se intereseze și să se ducă acolo. A notat adresa, s-a îmbrăcat și a sunat un taxi. Trăiți! Salut! Vreau și eu la adresa asta. Acesta a ajuns acolo, nu avea nicio idee de ce se va întâmpla. Am ajuns, să intrăm. E încuiată? A, bă, nu. Mamă, cum scurție, frate. Apoi unde intru în casă? Mamă, uite pe aici ușa. Sper că nu e încuiată. Hai că am putut. What the fuck, bă? Bate vântul sau ce pana mea? Păi nu mai poți să ieși de aici, ești nebun la cap. Chiar dacă ușa se blocase fără nicio explicație, Marius tot nu credea că locuința este bântuită. Până când... Unde mai ești eu acum? Bă, ăla nu era acolo, bă, ești tratat la cap, unde ești eu, bă? Geamurile erau blocate cu scânduri și începeau să apară lucruri, să dispară sau chiar să se miște. Nici pe ce costă nu pot. Mi-e frică să mor, eu jur că mi-e frică. Bă, să mișcă ăla, bă! Bă, ești drag! Da, bă, gămea și pe unde mai ești acum? Ăsta nu merge! Bă, ce-a fost aia, bă? Mamă, ce-i pe oglinda asta? What the fuck, e lumină sus? Ce-i pe aici? Bă, frate, să mor eu, mi-e frică de tot. Bă, ce-i aia? E cineva acolo? Bă, ce... Ce spui aici, frate? Ăsta-i sânge? E blocat asta. Bă, nu văd nimic. Bă, ce-i ăla? Oblic. Pă, unde ești eu? Unde duce ușa asta? Sunt la balcon. What the fuck? Pot să sar jos? Mamă, cum e pe aici, bă, prost am fost eu că am venit. Hai să cobor jos. Poate pot să sar pe un geam. Mă ieșim pitic. Bă, fraților, stai să pun camera asta pe masă. Bă, deci nu știu. Să nu încercați niciodată să faceți chestii de-astea, bă, că nu am nici semnal. Nici nu știu dacă o să ajung să ideezi de-o clipul ăsta. Aaa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